O bucată de beton, ce cu greu ar putea fi mișcată de 2-3 bărbați, a căzut miercuri 10 februarie de pe fațada unei clădiri și doar o mare doză de noroc a făcut ca nimeni să nu fie rănit grav, zona fiind una intens tranzitată. Eram în magazin și la un moment dat am auzit un zgomot asurzitor. Podeaua magazinului efectiv a vibrat. Am ieșit repede afară și am văzut că de pe fațadă căzuse o bucată imensă de beton. Am rămas îngrozit. Dacă cineva ar fi trecut prin zonă, ar fi fost pur și simplu zdrobit. Dacă nu omorât de acea placă. Este adevărat că zona era timid delimitată, cu o bandă galbenă, dar putea fi încălcată cu ușurință de cineva neatent și care mergea grăbit, a declarat un localnic pentru bistrițeanul.ro. Este vizibil că aceasta nu este singura bucată de beton căzută. De sub streașină, lipsind mai multe astfel de bucăți, este nevoie de o delimitare a zonei care să ferească cu adevărat trecătorii, nu doar o bandă despre care nici nu se știe clar ce anume semnalizează.